Salut! Mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Cum porți o piesă în două feluri diferite. Cristina, ce mi-ai pregătit pentru astăzi? Simt cam o surpriză. O tu, ai fost la shopping. Eu am fost la shopping, o bluză neagră, pentru că la Domnica nu ai cum să greșești cu negru. Nu știi că am îmbătrânit și că vreau culori? Nu te-ai prins? Nu, n-am primit memo-ul. Așa, și e vorba despre această bluză cu niște inserții metalice. E frumoasă. E frumoasă, da. E foarte elegantă și e perfectă pentru sezonul care urmează, de petreceri, Revelion, Crăciun, nu? Toată lumea are nevoie de o bluză neagră cu... În garderobă. Inserții metalice. E superbă, dar vreau să tu întâi cu ce o pui, să mă inspir de la tine. Am înțeles. Păi, sinceră să fiu, m-am gândit să o stilizez într-o variantă semi-casual, în sensul că aș păstra blugii pe care îi port acum, pentru care recunosc că am făcut o obsesie. Sunt blugii mei preferați. Mom jeans? Mom jeans, i-am luat de la un vintage și îi ador. Dacă aș putea să-i port în fiecare zi, ar fi perfect. Serios? Da. Nu-i plac iar blugii mei, Domnica, iar asta este. Nu ne potrivim, nici da, aici. Dar tocmai aerul jeansilor voi compensa cu aerul ceva mai elegant al bluzei și... M-am gândit să-i pun cu acești pantofi, care în fine au niște pangliși foarte lungi care se leagă în jurul gleznei și au aceste sunt detalii superbi. Foarte, mă rog, sunt prețioase. Bărbații o să spună că sunt de Aladdin, dar... Nu cred, să știi, la ăștia nu cred, chiar nu cred. Nu sunt nici atât de ascuțiți și nici nu le decolează vârful, ca să spun așa, deci cred că suntem în zona safe cu sunt ei. Sunt foarte frumoși, bravo. Mulțumesc. Și peste... O jachetă tot din denim. Deci, practic, două piese elegante, două piese casual. Deci ai făcut această țintă casual, practic. Semi-casual. Ei bine, eu o să fac foarte elegant. Ia, să vedem. Să-ți arăt. O să pun o pereche de pantaloni negri, cu talie foarte înaltă, dar foarte înaltă, ceva de genul acesta. Așa. Niște pantofi. Cu foarte mulți clipici, dar foarte mulți clipici. Și un singur cercel. Că ai zis tu că ne plac accesoriile din una, nu chiar așa, încât să purtăm doi cercei. Și un singur cercel foarte lung, care cred că îmi va ieși destul de bine din tunsoarea Bob pe care o ai acum. Ce părere? Mi se pare foarte cool și oricum este o variantă elegantă, tocmai în contradicție cu ce vă propun eu și tocmai asta mi se pare, nu știu, poate util pentru voi să vedeți aceste piese în două variante diferite. Eu m-aș îmbrăca așa, de exemplu, în seara de Crăciun, cu familia, cu copiii, când așa m-aș îmbrăca. Da, eu consider că așa, în varianta sugerată de mine, se poate purta absolut oricând. Și la birou. Și la birou până la urmă, da. Și seara când ajungi la un dinner, îți scoți jacheta din denim și da, rămâi... Și poți să pui eventual un sacou, să spunem, ca să... Exact. Să ai tot timpul mașină, trebuie să ai tot timpul mașină, ceva de schimb, un sacou, o pereche de pantofi cu toc. Da. Trebuie să vă mai spunem neapărat un mic detaliu la această bluză, că ea este din magazinul Pinko, care face parte din rețeaua de parteneri Mastercard și dacă aveți unul dintre aceste carduri, puteți beneficia de tot felul de oferte, reduceri, în sesiunile voastre de shopping. Așa că grăbiți-vă la shopping. Exact. Hai, ne probăm? Hai, da. Perfect.